deci, fiind în acest da. Amiază, se întâmplă. Da. Estimați colegi, azi am fost invitați pentru ședința ordinară din 29 iunie, cu următoarea ordine de zi. Aprobarea proiectului ordine de zi a ședinței ordinare, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 31.05, proiect de hotărâre privind suplimentarea posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap la nivelul comunei Rechești, începând cu 1 iulie 2018, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activități culturale educative organizate la nivelul comunei Rechești în perioada iulie-decembrie 2018, proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică Rechești, proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile terenuri situate în intravilanul comunei Rechești de Tubacău, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință și puncturi diverse. Deci, o luăm în ordine, pe capitole. Supunem. Da, supunem aprobarea proiectului ordine de zi a ședinței de astăzi ordinare. Cine este pentru? 10 voturi pentru. Ordinea de zi a fost aprobată. Deci, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 31.05. Cine este pentru? De la întrebarea dacă mai e vreo sesizare. Deci, ce sesizare? Proces, poate, de modificare. Dacă sunt, de nu, dar, dacă sunt probleme de consemnat sau anumite sesizări, vă rog, spuneți-mi. La înainte de sfârșitul procesului verbal, la penultima pagină, dacă aveți. Da. L-am îndosat de ședință din urmă. Dar consemnațiile și eu voi face. Da. Deci aici a scris domnul psicarul Vasile, mai pune în discuție și faptul că a fost sesizat de anumiți cetățeni care sunt deținători de utilaje, paranteză tractoare, și nu sunt mulțumiți de taxele impuse. Eu nu am spus așa ceva, este înregistrat. Deci, am spus că am fost sesizat de cetățeni care au care vor beneficia sau ar trebui să beneficieze din și servicii prestate de acești cetățeni, proprietari, până nu convenea prețul. Și atunci domn primar, așa este în urmă, a spus, domnule, dar noi n-am mărit taxe, deci nu există niciun motiv. Am deci, înțeles. Acolo e modificare. Și spus, nu reflectă realitatea. Nu reflectă, că deci aici a scris, eu am zis, deținătorii de utilaje, nu. Din proprietari, deci din cetățeni care mi-au spus că prețul e prea mare. Și m-a întrebat, atunci m-am întrebat, băi, dar ați mărit taxele așa de mult la deținătorii de proprietari de ce anume? Proprietari de terenuri care... A, deci proprietari de terenuri, nu de utilaje. Ok, o să reclamăm. Terenuri care am înțeles. Vor să beneficieze de serviciile prestate de deținătorii de utilaje agricole. Aici era... Da, înseamnă că am înțeles eu greșit. Mai deci încoace, da. După aia a spus domnul primar că nu s-au mărit taxele, deci așa de mult ca să poți să exagerezi cu prețurile. Aia. Da. Voi face modificarea, nu nicio problemă. Deci cine este pentru... Da, în contextul ăsta am spus și eu că, în glumă că sau o... E ironic, deci, în formă de glumă. Da. Deci cu modificarea... În contextul ăsta, de fapt. Deci în loc de deținător de utilaje, eu am spus de cetățenii proprietari de terenuri care s-au lamentat că nu... Da, deci cu modificarea asta, cine este pentru... Nu te subiezi. Deci procesul verbal a fost aprobat cu 10 voturi din 10 consilieri prezenți. Și cu consemnarea menționată. Deci la punctul 3, proiect de hotărâre privind suplimentarea posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap la nivelul comunei Rechești, începând cu 1 iulie 2018. Președinte, să aveți și președință de comisie să își prezinte avizurile, rapoartele de avizare asupra proiectului de hotărâre. Comisia juridică are aviz favorabil asupra toate 5 proiecte de hotărâre. Nu sunt înțeles. Comisia economică, în urma discuțiilor avute pe ședințe, aviz favorabil pe toate proiectele discutate. Am înțeles. Da. Deci, ați primit materiale pentru punctul 3. Ați văzut dacă sunt întrebări ceva pentru în legătură cu acest proiect. Nu. Da, domnul Andrei. Se scrie la cuvânt. Domnul Andrei. Urmăi cineva pentru... Da, domnul Andrei, spuneți. Un proiect de hotărâre
vine cu propunerea cu deci mărirea de la 10 la 12, dar numai o singură persoană și-a depus. Domnul primar a specificat suplimentarea cu două posturi în eventualitatea în care o altă cerere va mai fi depusă. Da. Pentru că cu siguranță mai sunt discuții, mai sunt persoane care au probleme, însă la momentul de față nu au prezentat documentele necesare în vederea întocmirii. Altceva? Nimic, nu? Deci asta a fost propunerea de 12 posturi în loc de 10. Deci suplimentarea cu două posturi. Cine este de acord pentru proiectul respectiv? Deci 10 voturi. Vă rog. S-a dat, deci a fost în comisii, s-a prezentat, acum îl citim de nou, nu are rost. Cetățenii când se uită și hotărâie. Și s-a mărit de la 10 la 12. Da, acum, da, domnul viceprimar. Nu, dar s-a dezbătut cu ședință. Da, la ședință s-a dezbătut, nu era. În ședință se dezbate pilar. Da, și acum, deci, mă, dacă sunt ceva probleme, să le punem. Dar nu s-a discutat nici în punctul. Punctul, cât s-a mărit de la 10 la 12 posturi. Da. Bun, aici trebuie și o cerere, trebuie să iau în discuții și cererea cu persoanele. Da, arătăm, da. Nu a să arăți, da. De ce, mă? Ca să fie înțeles toată lumea. Eu pot să susțin acest punct de vedere, chiar dacă domnul primar lipsește. După cum știți, Consiliul Local, anual, printr-o hotărâre de Consiliu, stabilește numărul posturilor de asistenți personali. Asistentul personal este persoana angajată în cadrul primăriei, plătită din fondurile publice ale ajutorului Bacău, un cuantum de 10% beneficiază și din partea Consiliului Local. Ce să zic, această persoană se ocupă în baza dosarului întocmit de către Direcția Județeană a persoanelor cu handicap care susțin aceste persoane și în baza certificatului, în funcție de valabilitatea acestuia, fie că este permanent sau, eu știu, anumită durabilitate, respectiv un an sau doi, în funcție de ceea ce decide Comisia Județeană a persoanelor cu handicap. Urmarea cererii respective și a acordului Direcției Județene și, bineînțeles, a documentelor care sunt necesare conform legii a fi înaintate, asistentul personal este încadrat pe funcția de asistent personal, fie pe perioadă nedeterminată sau determinată. La articolul 2 din hotărârea de Consiliu numărul 1, care a fost aprobat în 2018, în luna ianuarie, după cum vă amintiți sau chiar este precizat și în documentația înaintată către dumneavoastră, Consiliul Local, în baza unor cereri, va reveni asupra numărului stabilit anterior și, în funcție de caz sau de aceste cereri, poate suplimenta posturile. Cam asta presupune în mare proiectul de hotărâre inițial. Aveți alături documentației și cererea depusă, documentele și inclusiv certificatul de handicap este permanent. Cred că mulți dintre dumneavoastră știți despre cine este vorba, de domnul Gâscă Constantin. Mai mult de atât, nu știu ce pot să vă spun, faptul că este necesar să aprobați sau, după cum credeți dumneavoastră, dacă această persoană, având în vedere că în certificatul de handicap e precizat clar, persoană cu handicap, persoană cu handicap grav, cu asistent personal. Deci necesită îngrijire. Din partea altei persoane. Da, poate. Ideea nu are un secretar cam ce conține proiectul. Conform legi. Noi așteptăm, odată ce avizul prealabil din partea direcției este venit, persoana se va prezenta la primărie, va completa dosarul cu documentele necesare, adică documentele de studii, cazier judiciar, medicina muncii, toate formalitățile prevăzute de lege pentru a fi încadrată conform prevederilor legale. Asta este procedura. Am votat. Bun, da. Mai solicitat o dată votul vostru. Ca să se poate. Eu zic să ne dezobișnuim de aspectul a dată votat un proiect de hotărâre, să revenim din nou la votul. S-a votat. Ce Dumnezeu?
Eu vreau să mă asigur ca să nu există ulterior... Am avut un președinte. Deci 10 voturi pentru, deci a fost adoptat proiectul de hotărâre. Următorul proiect care o să trecem, o să ne explice domnul secretar, după urmă votăm ca să nu mai apară aceeași... Bine. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activități culturale educative organizate la nivelul Comunei Urecheș în perioada iulie-decembrie 2018. Aici m-ar fi bucurat dacă era și domnul primar să vă explice. Da, vă dau o situație care este. Am fost de vedere că în toate comunele se organizează festivitățile astea anuale. Ne-am gândit că așa la nivelul comunii, în perioada lunii iulie, august, 26-27 august, să facem noi în comună. O să facem noi acum la sfârșitul de stat din buget, să vedem ce bani putem aloca noi din buget pentru această festivitate. Și asta este în principiu o organizare. Nu e cu scop, adică este un scop, zic eu, bine terminat. Vrem să invităm pe și ceva personalități culturale. Mai multe de bădau de tare, că încă nu știu dacă dânși vorbim de VSB în coașe, vorba despre regina care este acum familiar egal. Fiindcă zona noastră a fost palatul egal de la culturale de acolo, a fost un spital. Și vreau să-i vizăm ceva din partea lor să vin pe acasă, vor veni în coaie de vinii veniți, dacă vor veni, vă găsesc pe altceva ca să ne poate istorie, să vedem istorie în perioada 2019 din zona noastră. Cam asta este în concluzie. În comisiile am fost cu domnul primar la Comisia Juridică și așa s-a detaliat acolo problema care a fost. Împreună vom analiza ce bani avem pe urma discării de buget și vom aloca bani. Adăugă. Întrebări pe această temă, dacă sunt, domnul Andrei? E cineva? Nu mai. Da. Întrebare. Noi am fixat cu anii în urmă 8 septembrie, ziua Comunii Urechești. Acum o schimbăm pe 26 august. Rămâne schimbată sau numai pentru anul ăsta, că e anul centenarului și o să facem... Deci ca să, să înțeleagă și cetățenii că nu facem sărbătoarea asta așa, facem că e centenarul pe baza centenarului. Deci nu... Nu e ceva ca să ne distrăm noi sau să zică că e o distracție și o activitate culturală, dacă să așa, și ține și de istorie, ține și de mai mult evenimente care se petrec anul ăsta. Că altfel, părerea mea, nu eram de acord decât dacă începeam și asfaltarea în perioada respectivă, adică lumea mai mult s-ar bucura de o asfaltare de un drum decât un spectacol sau... Da, dar ei trebuie să înțeleagă. Domnule, vă informez, mai costă urmă. Deci cetățenii trebuie să înțeleagă că ăsta e un alt fel de eveniment, deci nu sărbătorile Urecheștiului. Nu se fixează o dată pe care va fi anual. Da, aia anual o să rămână 8 septembrie. Asta e pentru centenare, 28, așa, și conține mai multe evenimente în care o să lungească până pe 31 decembrie. Deci o să fie, o să meargă, o să fie evenimentele cu alte, da. Deci un program în care începe din după 26 august până la sfârșitul anului. O să fie o serie de evenimente. Asta vreau să precizez și votul meu e numai dacă în condiții respective. Dacă e pentru centenar, pentru așa. Deci ăsta a rămas pentru... Deci să rămână, deși comisia juridică a aprobat în forma care ne-a prezentat. Deci dacă rămâne așa, e totul așa. Deci, să mai spui cineva la cuvânt? Nu. Deci, să votăm proiectul. Deci, cine este pentru? 10 voturi pentru, da? Haideți să trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Locale de Ordine Publică Urechești. Deci era bine dacă îl prezenta domnul Ruginiș, ce ne-a întocmit. Dacă nu, trebuie să domnul secretar. Îl prezint eu, pentru că este mai bine. Domnul Ruginiș probabil este pe teren. Bun.
Proiectul ăsta de hotărâre era necesar a fi inițiat, motivat de faptul că la nivelul UAT Urechești există compartimentul poliției locale, 4 posturi înființate, 2 ocupate. Conform legii 155, dacă vă uitați cu atenție și în documentația de ședință, la nivelul fiecărei unități administrative teritoriale, se organizează o comisie locală de ordine publică, comisie constituită din primarul comunei în calitate de reprezentant legal, șeful de post al unității de poliție, șeful structurii compartimentului poliție locală, secretarul comunei și 3 consilieri locali. Propunerile cu privire la cei 3 consilieri locali nominalizați au fost făcute de domnul primar în funcție de considerentele pe care le-a avut dumnealui, celelalte nominalizări fiind strict prevăzute de lege. Această comisie va funcționa în baza unui regulament pe care cred că l-ați citit și dumneavoastră și nu urmează decât să funcționeze în normalitate și să își desfășoare activitatea conform legii. Cam asta este referitor la acest proiect de hotărâre. Dacă sunt întrebări, da? Sunt nevoiți să intervin și pe acest punct un pic. La propuneri care sunt făcute pentru comisie, sunt 3 consilieri. Aș dori să supunem la vot schimbarea consilierului domnul Lungu cu domnul Prisecaru. Deci dacă se poate... S-a formulat amendament? Amendament încă nu s-a formulat, azi că discutăm în ședință, punem sub... spune la vot, în ședință. Da, că e schimbarea și... Dar bine să fi formulat un amendament. Și amendamentul era... De câte ori am făcut amendament pe Comisia Juridică, ni s-a spus că nu-i valabil ce aici, asta și vine în plen. Acum nu ne întoarcem. Când facem amendamente, nu-i bine că să decide în plen. Când în plen, nu-i bine că nu-i amendamentul. Deci, domnul președinte, solicitați Consiliul Local dacă este de acord, poate că... Cu amendamentul în ședință. Și la persoană se votează secret. Nu neapărat. Dacă Consiliul Local este de acord... E vorba că să vorbim de persoană... Sunteți de acord ca să schimbăm cu domnul Lungu să... Să punem la vot. Mai am și eu o întrebare, domnul președinte. Da, spuneți, domnul. Acum nu că m-a propus pe mine domnul... consilier Andrei. E vorba de opoziție. Da. Acum, în Parlamentul României, când se fac comisiile astea, pentru cultură, pentru justiții, acolo se ia și în numărul de reprezentanți. De exemplu, dacă un partid are, ia o parte, de exemplu, 40%, o parte din al doilea partid situat, plasat, ia un 20%, altă parte 5%, 3%, 1%. Așa, păi da, știu, corect. Dumneavoastră am văzut că a făcut un tur de așa. Iar aici, n-am nicio treabă, deci nu am nicio problemă. Deci nu-i... Da, nu se poate toată numai dintr-o parte. Deci numai dintr-o parte. Și acum hai să ne uităm. Dacă decide, deci domnul primar nu este aici, dar era bine să fie, dar asta e. O să vadă înregistrarea sau proces verbal. Că s-a luat dintr-o parte. Păi aici scrie, elaborează, avizează, prezintă. Păi, domnul primar că a ales așa dânsul. Păi a ales ca să fie bine, să nu fie rău. Aia e. Deci să nu fie nicio. Asta nu e un control. E un... Mergem înainte. Deci să trece... Deci haide să punem la vot. Care este pentru... Un pic ca observație, dacă este permis în toate punctele de vedere. Deci colegul meu spune, domnule, ar fi bine ca unul din membri să fie și din opoziție. Cam asta. Un la școală. Cine e din opoziție? Domnul Gureu. Când e opoziție, vrei ca să fie opoziție doi? Domnule, nu. Păi dacă ești opoziție, dacă... Eu am spus să începem. Să nu începem. Deci, colegul meu, într-un cuvânt, ca să nu intrăm în detalii, a spus că bine ar fi să fie cineva și din opoziție. Și unul la opoziție. Nu mă opic. Deci, practic, domnul primar a introdus din 3 reprezentanți ai partidelor, practic, 2 de la un partid și unul de la un partid mai mic.
Exact. Și păi de ce așa? Cum adică? Păi unul de la un partid, unul de la un partid, unul de la un partid. Sunt trei partide. Domnul secretar, sunt trei partide. Atunci, discuția ar fi în locul lui domnul Gurău să fie unul de la PSD, apoi prezentat mai mulți. Păi de ce vreau să vedeți unul la vost? Da. Votul vorbește, domnul Gurău, domnul Gurău. Votul, dar nu trebuie. Nu discutăm de persoană. Domnul Gurău a prezentat lista. Ca principiu. Deci, e vorba de principiu. Deci, ați văzut materialul de s-a dat, ați favorabil fără amendamente. Nu, dar lasă avizul favorabil, dar numai să discute în ședință. Atunci, domnule, dar amendamentul nu poate fi discutat într-o ședință. Și haideți să punem la vot și... Nu discutăm dacă se poate, dacă se poate amendamentul, pune în ședință prima dată, părerea mea. Deci, practic, să faci, am văzut, dar la orice, la orice să se treacă. Deci să se treacă cu ușurință, orice. Deci, vorbim de principi și nu persoanele. Domnul secretar, nu sunteți legitul, sunteți legitul, sunteți reprezentantul legii. Dar nu-i corect, așa, așa se face într-o comisie. Corect. Cum la comisia de la școală, unul de la de unde este și unul de unde este. Nu? Nu este de care a scris treaba asta. A, da, este. Este. Aici s-a făcut domnul Gurău. Mai regulament, nu știu care a scris. Domnul Gurău. Luați 200 cifre, vă rog. Hai să fim ordonați, să vorbim pe rând. Nu. Haideți să vorbim pe rând. Deci propunerea mea este, dacă se aprobă în ședință, ca amendament. Să ținem, nu este acum, este amendament. Să-l facem acum în ședință. Să-l facem acum, sau la mâini. Sau la mâini. Sau în mână. Nu am mâna mică, duci până la vot. Toate ești la viteză, totul e la viteză. Trebuie să până la vot. Sau vot secret, că e vorba de o persoană. Domnul președinte, domnul consilier Gheorghiță a propus, deci, o schimbare. Da. Așa. Și fiind vorba de o persoană, ca și nominalizat-o, se trece la vot secret. Nu a fost secret, este la vot deschis. Vă deschideți treaba asta. Așa, în paramedic, vă secret? Cum să nu? Că e cum astăzi, procedura. Moțiunea cum se votează? Colegul meu spunea așa, domnule, având în vedere procentele partidelor în cadrul Consiliului Local, și dacă în comisii sunt trei, și dacă în comisii sunt trei consilieri și doi s-au propus din la partidul cel mai mare, următorul partid ca număr de consilieri este PSD-ul. Nu discutăm de nume, eu discut de principii, da? Și de la PSD, colegul meu a propus un reprezentant. Da, dar votăm acum și... Ce votăm? Stați un pic, ce votăm? E problema. Deci noi votăm ca doi membri să fie de la partidul cel mai mare PNL și un membru de la PSD, asta ar fi primul vot. Domnule, unde scrie regulamentul ăla? Sau 250, eu sunt oblig. Putem pune și noi reguli în Consiliul Local. Propunerea domnului Andrei a fost domnul secretar. Domnul secretar, ce am spus de data asta. Dar acum n-am auzit. Deci propunerea lui domnul Andrei a fost domnul Prisecaru, da? Cine este pentru... Păi nu așa, nu așa. Așa. Eu am făcut observații, sunteți de acord să propunem la vot ca doi să facă de la PNL și unul de la PSD? Deci propunerea domnului Andrei a fost schimbarea lui domnul, să intre domnul Prisecaru în locul lui domnul Lungu. Dar nu cine așa. Este pentru? Nu așa. Numări. 1, 2, 3, 4, stai, păi stai și să votează și nici pentru. Acum puneți pentru lungul. Deci proiectul de hotărâre în forma inițială, deci cu comisia respectivă, domnul Talabă, domnul secretar, domnul Florea, Ruginiș, Dragu, Lungu și Gurău. Cine este pentru forma inițială care a fost propusă domnul primar? 3, 4, 5, 6, 7 voturi. 7. Domnul Rău, domnul Tăugaru, domnul Munteanu, domnul Mărcuț, doamna Dragu, domnul viceprimar, domnul Dragan, votul pentru, da? Da. Deci, obiecția o am și vreau să fie de data asta. Se va consemna în procesul. Se va consemna. Propunerea mea a fost ca principiu să votărâm
de unde să facă parte membrii, consilieri. Așa e o comisie, așa e o comisie. Așa e o comisie. În comisie de specialitate, deci, așa e. Și-am reprezentantul și-am să se supună la vot prima dată, deci, da, ca principiu, deci, haideți să trecem numărul și de unde. Da? Ce va consemna domnul secretar, o să consemneți din situația. Iar, iar dumneavoastră nu ați respectat solicitarea și nu la... Da. Da. Deci, când nu citeți materialele, mă. Proiect de hotărâre? Nu toți pregătiți ca dumneavoastră. Domnul, hai să trecem la următorul consilier. Dipo ori întârziere și facem un țocul. Hai să trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile terenuri situate în travilanul comune Urecheș de Turbacău. Domnul secretar, dacă nu puteți spune câte ceva. Aici a discutat în cadrul ședinței pe comisie și domnul primar va explica despre ce este vorba. În mare parte este vorba de terenul aferent primăriei, care a fost și urmează a fi dezmembrat în două numere cadastrale, necesitatea acestei dezmembrări fiind pentru a îndeplini obiectivul de investiții referitor la modernizarea și mărirea dispensarului medical. Deci, pentru acest obiectiv este necesară dezmembrarea, este am înțeles. Acum, în ședința pe comisie, domnul primar a explicat mai bine colegilor dumneavoastră ce presupune această dezmembrare. Vi s-a înaintat și documentația. Mai mult de atât ce pot să spun, decât faptul că documentele care v-au fost înaintate au fost clar explicite despre ce este vorba. Da, dacă sunt întrebări, ceva pentru... Să repuneți. Da, în măsura și limita competențelor mele să vă pot răspunde. Sau, după caz, colegii dumneavoastră. Deci, domnul Secaru. Deci, da, domnul Secaru, spuneți ce... Da, aici, practic, este vorba pentru construirea sau anexarea unui nou dispensar, unei construcții, da. Nu-i prezentată nici clădirea unde se face, acum e o departajare a terenului. Dar eu, după mine, eu știu, cam știu ce e aici. Aici e pentru intrare în legalitate a două anexii, care, practic, trebuia să fie o linie, domnul secretar. Anexii anexate la Căminul Cultural. O linie, cum cu prietele a fost existent și s-au mai făcut două anexii. Deci s-a vrut să intre în legalitate cu aceste două anexii. Nu știu despre ce este vorba, dar... Clădirea centrală și cu... Deci cum s-a lucrat, n-a fost nimic. A lucrat o firmă care lucrările a făcut executat un domn de aici. Și ca să intrăm în legalitate, cerem votul și să fie bine. Asta, pentru asta. Și după aia urmează toate căile. După aia o să vină. Unii facem dispensarul, unii îl reconstruim. Asta deci, e la momentul de față, da. Se... Deci, pentru intrare în legalitate, s-au făcut un proiect. Nu este vorba de clădire, este vorba de doar de suprafața de teren. E teren și... Păi aici sunt în desen și clădirile. Păi desenul este una, terenul este alta. Terenul suprafață de... În documentație, din câte văd eu, scrie clar, terenul suprafață de 3,54 metri pătrați. Se departajează, se dă o parte la locul 1 va avea 1390 de metri pătrați, conform unui cadastral. Unii și primăria acum. Și locul 2. Și acum, prin planul ăsta, prin autorizarea asta, prin persoana. După această dezmembrare, se va face proiectul și memoriul tehnic de construire și ulterior... Da, dar mai întâi și mai întâi, eu trebuie să intrăm în legalitate cu aceste două anexe. Terenul, dar și tu. Odată și prezentată schița clădirilor, automat. Și la teren ca să poată face proiectul pe asta. După aia o să vină, când o să vină cu... Deci dacă mai sunt ceva întrebări în legătură cu acest proiect. Da, deci așa, domnul Vici, că pentru intrarea în legalitate cu acele două... Exact, exact. Dacă mai e actul ca să poată vedea interiorul, nu îmi place tăie. Da, domnul Andrei, să-mi scrie și dânsul la cuvânt. Noi ținem cont aici, deci dispensarul a solicitat o modernizare. 30. Trebuie să ținem cont, noi am separat terenurile respective. Dar dispensarul este lipit de Căminul Cultural și sala de nunți.
Deci noi nu, deci rămâne, deci m-am discutat și cu domnul primar, căminul și cu sala din nunți, rămâne tot în patrimoniul deci al nostru primăriei. Exact. Nu aveam treabă. Construcția. Inclusiv dispensarul. Și dispensarul rămâne. Exact. Asta e, deci ca să nu... Deci toate clădirile... Toate clădirile rămân intacte. Asta e bine, deci știu că nu străinăm nimica. Da, nu unii fiu să le începe. Dar tot dacă nu știm... Asta poate da afară cu locală, ai cum să le deci asta spre... Spațiul destinat a fi dispensar medical, la momentul de față, este concesionat. Se plătește redevență de către cei doi medici de familie, chiar urmează să se stabilească... Deci, se va mări acest dispensar și modernizat. Dar se află în patrimoniul UAT-ul Urechei și vă rămâne. Asta vreau să aud la dumneavoastră. Vă rămâne în continuare în patrimoniul. Dar bineînțeles, poate facă un dispensar. Deci, sunt ceva în creva, întrebări ceva în mediu. Nu s-a luat în acel contract de concesiune. Sunt de acord, dar bine să... Ca să specificăm. Deci, domnul consilier, dacă sunteți de acord cu proiectul de lege, să votăm, să votăm. Cine este pentru? A ridicat mâna. Proiectul a fost aprobat în unanimitate de 10 voturi, da? Da. 11. Îmi cer scuze, domnul Polumbă. 11 voturi. Da, da. Deci trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna viitoare. 34-35. Cine? Nu știu. Profesor. Da, domnul Andrei. Vin cu propunerea ca președintele domnul Pisecaru Vasile. Mai vă propune vei? Dacă mai vă propune. Eu vreau că domnul Gorău. Dar am fost. Nu, dar am fost. Fost. Trebuie să treacă măcar 3 luni. Da, așa și eu am fost apă două. A fost și el pe două luni. Păi, dar atunci, pe rotație, cine n-a mai fost? Mi se pare corect. Hai. Păi, dar pe Mundeanu. Da. Domnul Mundeanu. Da. Domnul Stecărat. Ce mă zic, băi, tineri. Propunerea... Aici a propus cu domnul Mundeanu. Deci, pentru domnul Mundeanu să puneți la vot. Da, pentru domnul Mundeanu. Cine este pentru... Toată lumea. Deci, 1, 2, 3. Domnul Greu, sunteți pentru? Da, da, da. Domnul Dogaru pentru domnul Munteanu, da? Da. Domnul Mărguț? Da, da. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voturi pentru. Domnul Munteanu, în luna iulie veți fi președinte de ședință. Proiectul a fost aprobat. 8 voturi pentru. Abține. Domnul Andrei. Păi da, am votat pentru. Poți să votez așa și așa? Deci atunci sunt 9 voturi pentru. 9 și 10. Și 2 abțineri. Deci 9 voturi pentru și 2 abțineri. Diversă. Deci la punctul de vedere. La nivel de fără o comunicare, eu cu urmele voastre faceți o învățătoare. Am reușit în perioada asta, cum vedeam, spălat bazinele de la apă, de la satul nou și ureche, eu știu. Luni merge, merg la Bacosa după ăștia de la Sahipit să-mi facă plodurile de apă, să vedem cum stăm cu ele. Am reușit și săptămâna viitoare o să vii Viorel Lungu, să-mi fac o modificare la satul nou. Îmi trebuie un bypass, îmi montez acum eu dispozitivul ăla pentru notarea apii, îmi încape acolo, nu? Și o să vii Viorel să-mi pui treaba asta la punct acolo și sper că de săptămâna viitoare, și eu marți, miercuri, să intru acolo, pe ipocolii de soare, să nu pui în cloro, este mult mai bun pentru corpul omului, eu să văd. La alte baterii care a fost dat în DDS, am avut refacerea drumului. Eu am refăcut într-o zonă cam 100%. A văzut vedere că ploile ieri a fost cam depășite, am văzut prin urma verificării de azi, când satul nou am probleme iar la urcare acolo și o leacă mai sus pe Bercuți. Sper ca săptămâna viitoare să le pot reface. M-am vrut un canochii complet formatat canalul care vine în fața postului magazin. Este bun în funcțiuri. Apa începe de normal acolo. Am avut o problemă reușie, evită totul un canochii iar la Ciubotaru Maria, care se trebuie în capăt acolo. Am reușit să scot niște utilaje la oameni particulari în comun, am reușit să intervin acolo cu o volă și am dat drumul la evacuarea apii, am participat acolo și domnul Munteanu. Am făcut drumul la domnul Munteanu care urcă oamenii din tablelele acolo, am făcut drumul ăla
nu mai știu cum a fost urmat, nu e bine dacă este bun. Și în concluzie zic că la nivel de localitate, zic că am avut probleme și la școala de la Ulestești. Avem de foarte oameni care sunt în zona aia pe Valea Danșului, au dat acolo foarte multe bidoane de astea de plastic. Și urma un scor debitor de apă a blocat aici la școală canalul de scurgere. Au reușit ieri cu patru oameni să scoate acolo toată mizeria aia. N-a fost probleme la școală și sper ca și în continuare ăștia anunță tot la apoi prudențială până mâine inclusiv, să nu fie probleme cu populația. Cam asta este în concluzie la nivel de comună. Dacă aveți un colegiat în comună sau pe zonă, care nu o știu eu, informați-vă că pot interveni de lumați în zona aia. Mulțumesc. Da, domnul Andrei. Noi avem reglament și avem și putem să dăm și amenzi. Poliția locală poate să dea amenzi. Nu a dat nicio amendă de acolo unde s-a pus gunoaie. În Valea Danciului. S-a dus spre balastieră, a saci. În saci. În saci aruncați pe marginea drumului, pe izlas. Unde canalul unui dig respectiv a pus lângă dig la 200 de metri. Numai grămez, numai și molus de la construcție. Nu... Deci trebuie intervenit, ăla e izlas comunal, îl plătești, omul nu poate să ducă cu oaia să pască acolo. Eu vă dau un răspuns la PSP-ul, dar cu omozul ăla care s-a pus în afara digului. Să știți că nu-ți devine oamenii care l-a pus, îi devine ăla care e proprietar acum, cu izazul. Sunt responsabil de stână. Eu nu le-aș permite ca omului să-mi pui izazul în mea, în depășunerea. Și el nu v-a sunat? El nu m-a sunat deloc, nu le-a interesat, e foarte pasiv. Eu am luat legătura cu el și am zis, băi, e frumos treaba asta. Aspectul tău ca proprietar de stână acolo, să-ți pui ție mizerie în față. Dar dacă el nu-și ia măsura concretă, că stai în baza primăriei, se face lui înapoi izlazul, este complicat. Eu am mai spus de multe ori. Dacă mergem în izlazul, eu am plantat acolo pome de acolo. Toți pomii s-au prins acolo. Am acolo, știu, 4.000-5.000 de poli prins. Mi-e și teamă și frică că o să bagi voi din zona de acolo. Toți stejarea aia în frunză, frumos, adică depinde și de mentalitatea omilor care este acolo. Să se ribă. Poliția locală poate să mai treacă doar, dau mașină. Poliția locală i-am dat dispoziție acum, momentan, pe urmă. Am fost acolo, știu. Am dat dispoziție clar. În fiecare zi, în balea copcinii, cade în mână, am venit dus pe asta mică. Și podul ăla s-a înfundat, podul acolo. Care pus cu noi și... E un pod. Podul pe șoseaua vechi. A, pe șoseaua vechi. Și acolo, măcar vegetația aia, curățătul. Bine, apă, măcar să nu se înfunde, intră în... Să aibă, o să scurge, să... Și mai aveam o intervenție, adică dar nu e domn primar aici. Nu cred că intră în atribuția noastră, dar e bine să facă domn primarul o sesizare. Pe drumul național, la pod, la 200 de metri la pod, spre Adjud, e mâncat, deci s-a dus petrișul de la pod. 100 de metri spre Adjud. Spre Adjud, de la podul mare. De la podul mare pe spre drumul național. Îndreaptă acolo. Trebuie anunțat neapărat să surpă. Nu avem pe raza comune, chiar dacă e drum național, dar trebuie anunțat, trebuie pus un semn acolo. Mașinile la un mizer acolo. Și mașina mică. Nu vorbești, nu... Și noi am putea să tăiem măcar vegetația în jurul... Deci să pune săptămâna care vine pe cineva să taie vegetația, măcar să vadă gaura bine. Da. Doamna Iulia, dacă... Pentru domnul Vici, în Cornățel este canalul de la Bogea. S-a mai înfundat acolo, cetățenii spun că le-au inundat grădinile, dacă se mai poate curăța. Unde tu la Bogea? Canalul la Bogea, unde e magazinul acolo. Ăla pe drum. Pe drum, nu știu. Da. Între grădini. Am fost acolo, am intervenit fie acolo, e în pământul bușel acolo, știu, la dare. Eu acum intru luna viitoare, că luna asta mă epuizează zilele cu el, luna viitoare bag acolo de curățat, s-a făcut taluzurile până în cap. Dar am un proiect de neopriță la asta, știu treaba asta, da. Vor fac, dar nu e o problemă. O luam un obiectiv, am acolo și am acolo problemă mare, am la Cornățel, la Luca Doi Fii, la intrare, la pod aici, e podul complet blocat. A venit după dealul de acolo, risipul așa cu piatra și a făcut exact cum e betonul. Deci duc o forță acolo, știu eu, ca într-o săptămână să pot să rupi pod acolo. Dar trebuie forță de muntă și nu poți intra decât cu 2-3 oameni. Nu poți să pot de muntă. Acolo e vorba de 2 metri jumătate de înălțimea podului, este de groază acolo. Dar sper că săptămâna asta s-o reușesc să-l poți să-l funda. Asta este singura problemă în comună, altă nu este. Da.
Ar mai fi 460 de intervenții pe drumul la Slobozii. Vegetația a crescut. Am văzut pe stânga deja în drumul îngust. Și pe o parte și pe alta, dacă se mai tai un pic din, din vegetația... Andrei, la Slobozii am rămas cu 4 oameni mașinate. Asta am rămas acolo. În ăștia care pe Cojocanul pot să-mi păzesc pe că este om, pe Boieșeanul pot să-mi păzesc că este om, a rămas cu 4 oameni marșe, dar sunt cu lumea mea. Da, dar la vegetație, acum tu te referi aici, drumul aici, ăsta. Da, da, da. Dar aici. Ieșirea și pe drumul ălalt nu poți... Acolo este un... În dreapta... Este puiesc de... și amăzi. Stânga-treapta, trebuie să ieși un metru în șosea să te asiguri. Da, domnul, spuneți. Domnul Vici, e o treabă simplă și ușoară de rezolvat. Încercați să puneți un băiat să curiți un pic șanțul ăla pe lângă Dumbrăveanu, care a decedat. Să dăm drumul la apa aia din mijlocul uliții de acolo, că nu se poate trece cu picior. Trebuie să treci doar cu bicicleta sau... Adică cu piciorul nu se poate trece, pur și simplu. Că... E ușor, aceea se scurge repede. Domnul Pisicară, dacă vrei să zici ceva, nu? Orice să trebuie, dar nu mare. Dacă aveți ceva, preveți piețe și eu din zi, să dăm la. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Vici. Dar domnul Gădău, scurt, mă scurt. Domnul Gădău, eu am intervenit la băiectul ăsta la Viorel. Acolo, în zona aia. El a pus acolo niște uși, a pus acolo niște... Da, am avut discuții și eu personal. Eu n-am putut interveni acolo să dau foc, că dacă aveam foc, îi aveam toți ușii și pe care ușii s-au prins, că zici trebuie nu cu ăsta să fie foarte greu de repede. Eu am discutat, cu el, dar este cu ăsta rezolvat treaba tot acolo. S-a rezolvat, însă o să-mi iau eu angajamentul, să caut un băiat cu drujba, să tai de la de jos. Toți acei sau câmp care au rămas rădăcinile alea, două, trei câte sunt. Alea mici, da. Da? Alea să le tai și să-l ia cineva care are nevoie de... Alea, lăstarii aia, luați de acolo, aduși aproape la trecere, la trecere aici unde este betonul turnat și dat cu capul, nu există absolut nimic, niciun fel de vegetație și se poate... da foc și să facem curățenie acolo. Păi nu știu timpul ăsta cu poezia. Da, nu e nicio grav. Dar sper că luna viitoare, că n-am fost de oameni. Da. Și dacă totuși am intrat în discuție, v-aș ruga foarte frumos să punem în vedere la băieții ăștia de la salubritate. În momentul când vin și colectează gunoiul, dar să fie un lucru serios, pentru că eu am vrut să fac o filmare, să arăt la toată lumea cum își fac ei serviciul. Domnule, iei tomberonul din poarta omului, îl lași în mijlocul drumului și după aia pleci. Nu se poate. Eu nu sunt acasă. Așa, m-am uitat și pe marginea șoselei, am zis, mă, poate e vreun, numai acolo se întâmplă. De unde? Am mers pe tot urechești, la fel, aruncate, trântite jos, domnule. Da? Nu se poate așa ceva. Sare roata. Păi, altele nu le vine din fugă, sare, îl vezi că sare de pe mașină, ia tomberonul, îl trântește și după aia lasă mijlocul drumului. Păi vine unul cu căruța, vine unul cu mașina, le face praf. Vă promit, eu vă rog frumos să vă rog viitoare, nu vă arunc milioare, vă spune. Am zis eu tot cu șoful lor la urmă, nu vă spune. Domnul Pisicaru, spuneți că a dreptat un pic și... Da, mulțumesc, domnul viceprimar. Am văzut că ați depozitat în curtea primăriei 10 boxuri de metal în care s-au depus de câte cetățeni peturile. Da. Eu aș veni cu o propunere, poate dumneavoastră o aveți deja sau v-ați gândit, ca să nu dispare acolo și ar mai trebui și reparate câteva, că nu sunt puse la punct. Haideți să identificăm un loc și așa cu apele astea care ne norocesc data lumii și o să ne norocească și noi siguri. Haideți să identificăm un loc, sunt 10, are 2 metri jumate lungime pe 1 metru, ori 10-25 de metri în iar. Să îi umplim cu bolovani și să-i punem undeva să mai stăvilească o apă, poate de asta să-ți identifica vreo loc. Eu m-am gândit Vasilica la o variantă, că vreau la podul cel mare de Pisinga. Da. Noi, acum pe partea asta a luzului, pericolul de inundație aici nu mai există. Unul, am o sinizieră de pomi bine pus la punct acolo, am barajul de la Doro, Sfierul Provinției Sinilu, plus barajul care l-am făcut noi. În zona asta, apa nu vine. Eu am făcut un calcul pe un kilometru. Mi-ar trebui să fie apă exact până în buza podului ca să fie apă la noi. E imposibil treaba asta. Da, a rupit podul. Dar în partea stângă, am în partea stângă din poate de pod. Dacă apa de acolo scapă spre Urechești și când vine pe canalul care lui Gradeal, o ia pe la băiatul lui Gabrielă, înspre mine mai nu de bine, că poate nici pe tine. Înțelegi? Adică avem încă o ceas pericol. Vreau să fac că facem acum asfaltarea din început de iulie, tot spune, din iulie și pe asfaltarea în comună. E că după 15 și altă ziu. Vreau ca tot pământul care sunt la scosul de pe iucutul de pământ să-l car cu o mașină, închidem noi o mașină, am seamă cu domnul primar, să fim aici. Avem pe Liviu care este cofier și are gradele alea,
și cădeam tot boluzul ăsta în partea asta aici. Facem o îndire aici de vreo 500 de metri, ca să fie asemenea guvern că dă banii, n-au bani, sigur oare. Așa că ne facem sigur protecție. Dacă ducem 500 de metri acolo, scăpăm de viitura asta ca să vii în coașul tău. Iar fata de glas o pui acolo în partea aia și cu strici, ca să nu se poate rău, dar încă de treaba asta. Eu ieri am fost acolo, am văzut ce să vine azi, eu mergeam. Exact, știu. Ieri și gabioanele care sunt în spate, adică partea de stilus, prima la stieră, alea de beton, pentru că toate sunt prăbușite la... Trei bani de pe el, a făcut curba aia. Da, da. Dom'le, acolo a trebuit absolut românii să vină, ceva complicat, trebuie strângi, mari, trebuie ceva... Dacă tot nu vine nimeni și așa, deci nu stăm să așteptăm. Noi am văzut cu domnul primar să facem un demers de restaurat pe românii, o să vin și dânsă cu așa noi, care o punem aici la nivel de localitate. Iar atunci lor acolo în zonă și poate să regăsă neva fonduri sau mă știu cum, o plasă puternică băgată acolo betonată, ca fel o să plece mult, mult, mult și o să vină în sat. Și să mai intervină dacă tot sunt apii români, că nu ne lasă pe noi, doar știm de treaba asta. Să decormatezi, domnule, în afară de... Să decormatezi și să facă divul. Este la curățel acolo, care nu fie divul acolo de pământ. Știți care e acolo, nu? Da, nu. Apa s-a dus și la vale linișită și-o gurele. De acolo, chiar pe ce? S-a format niște insuri. De acolo. Și în aval și în amonte. Și dacă s-ar deformata aceea și l-ar trage la mal înspre Urechești, așa frumos, ar face un dig nemaipomenit. Când și cum? Da. Noi, domnul președinte, noi am vrut să facem noi, dacă știți, domnul viceprimar, trebuie să... Nu ne dă voie apelii românii. N-avem voie să intervenim. Apelii români. Mâine pe partea cealaltă stă și nu vine. Pe guvernul nostru de afară, oamenii... să ajute să le poată casa, mai grabă, previi, nu? Păi, așa trebuie. Hai să te apătim, eu îmi plimb la acestea, om serios. Economia românească este așa cum este afla, nu au bani, că îi prea multe probleme, acum comunitatea aceștia români țară, e catastrofă, eu știu. Da, lasă-mă și mine, poate pot eu cu forță de probleme. Eu sper că dacă vine acum buldo ăsta, așa, mașina mea, eu pot să le fac o față. Ați spus dumneavoastră că intervenția am avut eu în câte ședințe pe chestia digului ăsta și cu deformatarea și cu râul ăsta trotuși, pentru că eu am fost năcăjit în 2005, așa cum au fost și ceilalți oameni inundați. Și m-a durut tare de tot. Și de ce fac intervenții permanent în ședințe cu treaba asta? Dacă mai e o întrebare ceva, eu cu domnul și cu Ilumina, am vorbit cu băiatul ăsta, sper să-l permanent. După întâi, dar n-ai deloc că nu vreau să fie. A schimbat la voi acolo concurs, tot tabloul ăla de comandă e oră. A schimbat și am mai făcut legătura către noi. Trebuie să vii băieți ăștia acolo la foc, să vezi cu ei, să facă treaba asta. Nu în cazul ăștia, vă rog bine. Da, deci... Și la cum se cheamă, la știri, bă, la barieră aici, la, așa zis, ca canela. Da. Mă oprește tot timpul și îmi spune, nu-i bec, nu-i bec, nu-i bec, nu-i bec. Deci ședința este gata, mulțumim pentru participare. Ioane, m-am fost de un telefon azi, nu mai aștept mult. S-ar putea să rămână toată Valea Trosului fără lumină. E un stâlp de la rețeaua de 110, pe direcția lui Univia lui Miron. Din partea asta, arătește și pe la mine acolo, deja e pe pământ. S-a culcat săracul de el. E din 20 kV. E, nu știu, 20 de 30. Dacă îi spune de 110, nu vin că nu s-a luat. E, să nu vii, să stai acolo, că stăm prin durerii toți. Toată Valea Trosului stă prin durerii. Domnul Dogar. I-a plecat? Domnul Dogar, nu vreau explicați, domnul. Nu vreau explicați, eu am spus... Zice că i-a plecat. Păi stăm prin și-a plecat. Acum i-a 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 plecat.